Cine conduce mai bine în trafic, femeia sau bărbatul? Poliția română are răspunsul la această întrebare. Femeile sunt mai prudente la volan. Cel puțin asta este concluzia poliției române pe baza numărului de accidente rutiere care au avut loc pe șoselele din țara noastră. Șoferițele au produs de 5 ori mai puține accidente într-un an, comparativ cu bărbații. Un aspect care trebuie menționat însă este acela că sunt de două ori mai mulți bărbați care dețin permis de conducere comparativ cu cel al femeilor. Totuși, deseori, mulți bărbați sunt convinși că femeile nu știu să parcheze sau nu sunt atente, având mai multe activități în timpul șofatului. Conform unor studii realizate de Asociația pentru Promovarea asigurărilor și Admiral Insurance, rese faptul că femeile conduc mai bine decât bărbații. Lista poate continua, e, din cauza Acestor stereotipuri aceștia consideră că femeile nu ar trebui să conducă. Femeile conduc mai bine decât bărbații, ce spun studiile. Bărbații sunt mai agresivi în trafic decât femeile. 90% dintre participanții la studiu au confirmat faptul că bărbații sunt mult mai agresivi la folante decât femeile. Acest lucru duce de cele mai multe ori la incidente neplăcute. Femeile sunt mai prudente în trafic decât bărbații. 74% dintre participanți au fost de acord cu această afirmație. Ce contează mai mult? Agresivitatea sau prudența? Femeile nu știu să parcheze. 81% dintre participanți au fost de acord. Bărbații sunt șoferi mai buni decât femeile. 72% au fost de acord cu această afirmație. 7591 de persoane au participat la acest sondaj. Dintre aceștia, 6774 sunt șoferi. Relatează realitatea.net.